Nu, nu, lasă-l așa. Nu. Domnul, bună ziua. Mă bucur că sunt aici acum și am venit să joc fotbal la Dinamo. Toate că sunt timișorean și m-am născut acolo și am crescut în Timișoara. Am fost nevoit să aleg cu mintea, pentru că pe primul plan este cariera și viața mea de sportiv. Acum mă bucur că domnul Borcea și domnul Vasile Turcu mi-au acordat încredere. A contat foarte mult ce mi-au spus ei și cum m-au încurajat. Și acest lucru m-a și determinat să semnez cu Dinamo. Sper că acum să nu dezamăgesc, pentru că s-a plătit foarte mult. Din câte știu eu, cel mai mare transfer din țară. Și sper să nu dezamăgesc și să fac ca și suporterii dinamovei să mă primească cu bine și să se gândească că voi da tot cea mai bun pe teren ca Dinamo să ajungă sus. Da. Prima declarație a mea asta și fost: dacă voi ajunge la Dinamo, voi face și pentru echipa națională, că se ajunge mai ușor de aici. Ai 18 ani exact cât a fost rău din Petrești, cu Pantru Mare. Ai de gândit ca tu? Nu. Păi Florentin Petre, nu știu de când, de la 6, 7 ani, 8 ani, la cât a fost la Dinamo. Eu am venit puțin mai târziu, cu vreo 10 ani. Nu pot joc până la 37 fotbal în ritmul ăsta, deci nu am cum să ajung la 18 ani la Dinamo. Cât de greu că a fost să te desparte de banii în Timișoara? Să arăt scandalii cu ei. Ce scandal cu ei? Mi-au scandat numele, au scandat împotriva lui Dinamo, dar eu am tăcut și am stat. M-am gândit că e o greșeală să scandeze împotriva unei echipe, nu contează care e ea. Și am ales cu mintea, pentru că la Dinamo se vrea performanță, în fiecare an se trage la titlu, se trage la cupe europene, Champions League, și acest lucru mă motivează în plus. În mare parte, da. Și faptul că au venit mai mulți jucători la Timișoara, acum și partea dreaptă era ocupată. Nu mă temeam de concurență, dar am ales că e mai bine să vin aici să joc. Pentru că dacă tot mă gândesc că sunt tânăr, am mai declarat-o, ajung la 25-30 de ani și n-am făcut nimic. Și aici a fost dorit. De un an de zile. Nu mai contează acum cine nu m-a vrut. Important este că unde am venit, lumea mă vrea și să nu dezamăgesc. Au mai fost, dar dacă este de oferta aici... lui Dinamo am aflat aseară. De restul n-am știut nimic decât din presă. Și... Da. Spune. E prețul corect? V-am spus, Dinamo, când vrea un jucător, nu contează, da? Noi avem încredere mare în Torje și sunt sigur că va fi un de jucătorii de bază ai lui Dinamo și a echipei naționale. Da, sigur că va fi amendat. Vedem care va fi situația cu Blei, dar orice jucător, indiferent de nume, va suporta consecințele regulamentului de ordine interioară. Noi avem un regulament de ordine interioară unde și plătim, dar și amendăm. Nu? Am avut o companie deosebit de plăcută aici cu Vasile și am îmbinat... Dar din moment ce am rezolvat problema, nu mai contează cât am dormit, nu? Vasile a fost foarte rezistent. E normal, o reușită și...
De ce v-ați scris cel mai? Avem adrenalină.